Bună și bine m-a regăsit! A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai văzut aici pe YouTube, însă traversez o perioadă foarte aglomerată pe cealaltă parte a offline-ului și atunci, având mult de muncă, nu am reușit să mai filmez pentru YouTube. Nu mă plâng de asta, din contră, pot să spun că sunt recunoscătoare că în această perioadă, care pentru mulți este dificilă, eu muncesc și muncesc mult, însă am vrut să știți că acesta este motivul pentru care am cam lipsit de peste tot, că foarte activă n-am fost pe nicăieri. Dar am zis totuși să nu se încheie luna fără acest clip cu cumpărături din DM, mai ales că aveam pregătit pentru voi și premiul lunar și eu am zis să îl ofer. Nu am mers în DM de data aceasta pentru a mă răsfăța, am mers cu o listă destul de bine stabilită, pentru că efectiv am mers la cumpărături făcute de nevoie, însă ajungând acolo mi-au mai fugit ochii către una, către alta și mi-au luat câteva produse noi pe care nu le știam, însă nu am avut timpul acela de care dispuneam în alte dăți și care m-a ajutat să mă relaxez. Și trecem la treabă și încep să vă arăt produsele pe care le-am cumpărat. Am vrut să îmi recumpăr acest ulei de machian de la Nivea. Îmi place extraordinar de mult, este unul dintre produsele mele preferate, dintre toate produsele preferate, adică dacă aș face un top 5 al produselor din toate categoriile pe care le-am încercat până în prezent, el ar fi acolo, pentru că mi se pare absolut genial. Am primit comentarii de la voi în care îmi spuneați că nu vă place, că nu vă înțelegeți cu el. Este evident că e un lucru normal până la urmă, pentru că nu toate produsele se potrivesc tuturor, însă în ceea ce mă privește, produsul acesta face minuni. Să știți că eu îl aplic pe tenul uscat, nu umezesc absolut deloc nici mâinile, nici fața înainte de a-l aplica, pentru că mi se pare că astfel reușește să topească efectiv machiajul. După ce masez vreme de vreo 5-6 secunde, pentru că nu are nevoie de mai mult, abia atunci vin și cu apa. În contact cu apa se face așa ca un fel de lapte, să zicem, și în 30 de secunde tenul meu este curățat perfect de toate produsele care au fost pe el în timpul zilei. E adevărat că în această perioadă nu am foarte mult machiaj, pentru că stând multă vreme cu masca pe față am renunțat la a-mi machia fața. Și atunci și singurul machiaj pe care îl mai aplic este în zona ochilor. Pe lângă asta, apropo de faptul că n-am mai filmat de mult, mi-am dat seama acum când mă pregăteam pentru a mă filma, că cu această ocazie am mai aplicat și ceva machiaj pe întreaga față, pentru că uitasem cum se face, nici nu mai îngățeam pensulele. Un alt produs pe care am vrut să-l recumpăr este acest săpun lichid pe care l-am mai avut, pe care știți că vi l-am mai arătat. L-am luat eu atunci la pachet cu un alt produs din aceeași categorie, doar că acela era cu aromă de cireșe și de bujor sau ceva. Acela nu prea mi-a plăcut, nu mi-a plăcut mirosul pe care l-avea, era unul foarte dulce, să zicem, pentru gusturile mele, floral, dar care la un moment dat a început să mă deranjeze după ce l-am folosit o vreme foarte îndelungată. În rest, îmi plac produsele acestea pentru că sunt foarte ok în ceea ce înseamnă acțiunea lor asupra pielii, nu usucă absolut deloc, iar acesta cu piersici miroase foarte bine și proaspăt și, prin urmare, îl folosesc cu mult mai mare plăcere decât pe celălalt despre care v-am vorbit. Așadar, cred că acesta va reprezenta un produs pe care îl voi tot recumpăra pentru că îmi place foarte mult din toate punctele de vedere. Și am luat un produs pe care nu l-am mai văzut până acum, nu știu dacă este nou, este tot un săpun de mâini, despre care spun ei că ar fi cu cocos și de asemenea spune că are o formulă delicată care protejează mâinile chiar și în cazul utilizării frecvente. De-abia aștept să-l încerc, pe acesta nu l-am folosit încă, însă fiind cu cocos bănuiesc că îmi va plăcea foarte mult. Un alt produs pe care l-am descoperit este această loțiune de la Balea. Este o loțiune despre care spun ei că ar oferi așa ceva strălucire pielii. Se întâmplă asta, însă foarte delicat. Este cumva, se observă efectul mai mult în momentul în care pielea este în bătaia soarelui, ceea ce mi-mi place foarte mult pentru că o face perfectă pentru a fi purtată și ziua. Mai am și alte loțiuni cu astfel de particule strălucitoare, însă pe acelea le simt ca fiind prea mult pentru timpul zilei. Însă aceasta este perfectă și miroase absolut delicios, zici că este o prăjiturică.
Așadar, îmi place foarte mult și o văd numai bună pentru perioada aceasta a verii. Un alt produs pe care am vrut neapărat să-l recumpăr pentru că îmi place foarte mult, după cum vedeți, l-am și consumat, pentru că da, eu am fost la cumpărături acum ceva vreme, dar, așa cum v-am zis, am mers pentru că aveam nevoie de produse, dar n-am avut timp și să filmez. Este mirea aceasta de salcâm de la DM Bio, îmi place foarte mult pentru că, în primul rând, are acest ambalaj care te ajută să dozezi foarte bine produsul și să nu te lipicioșești. Merge, nu știu dacă merge, dar rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Deja mă încântă foarte tare ambalajul în primul rând. Dincolo de asta este mirea de salcâm. Mirea care îmi place cel mai mult din toate variantele pe care eu le cunosc. Un alt produs pe care l-am luat pentru că îl vedeam deseori la fetele din online care de asemenea merg la cumpărături în DM, este această cremă tartinabilă cu cocos și vanilie. Este o cremă foarte aromată, mie îmi place cocosul, dar parcă aceasta totuși are prea mult cocos și atunci vă spun la modul cel mai serios, pentru mine ar fi prea greu să mănânc genul acesta de produs pe pâine. Dar pentru că întotdeauna îmi place să folosesc produsele pe care le cumpăr și dacă nu îmi place să le folosesc în scopul în care ele au fost create, le găsesc o altă opțiune de a fi consumate totuși. Asta am făcut și cu această cremă, o pun în smoothie. În felul acesta, aroma sa nu mai este la fel de intensă, logic, pentru că este amestecată cu mult mai multe fructe, dar totuși pot să o folosesc. Pentru mine, v-am spus, înseamnă prea mult, este un amestec de cocos și vanilie, ceea ce face să fie foarte dulce și foarte aromată și pur și simplu nu reușesc să o consum ca atare. Am aici două produse sub formă de spray, foarte diferite, în afară de faptul că ambele au pulverizator, nu au mare lucru în comun, pentru că acesta este în principiu un spray cu apă efectiv, pe care spun ei că îl poți folosi pentru a reîmprospăta fața și corpul. Ei bine, eu nu l-am luat în acest scop, eu nu sunt mare fan așa al reîmprospătării cu apă, nici măcar cu apă termală, nu-mi place să mă dau așa pe față. Mi se pare că efectul acela de răcorire durează fix 3 secunde, după care este și mai cald și atunci nu îmi place să fac asta. Dar, așa cum am mai spus și în alte rânduri, eu sunt o persoană foarte comodă și atunci, pentru că întotdeauna încerc să-mi ușurez munca și viața în general, fac tot felul de improvizez. Ei, pe acesta l-am luat pentru că obișnuiesc, în ultima vreme, mai ales de când este foarte cald afară, să-mi ondulez părul cu ajutorul unei șarfe. Este cumva metoda asemănătoare cu aceea care a devenit destul de cunoscută în ultima vreme, cu ajutorul unui cordon. Dar pentru că eu nu aveam un astfel de cordon și pentru că oricum mi se pare mult mai ok pentru păr să mă folosesc de o astfel de șarfă din mătase naturală, aleg să o utilizez pe aceasta în acest scop. Și pentru că am nevoie ca părul meu să fie așa într-o proporție de 10%, să zicem, umed, în momentul în care îmi aranjez părul, mi-l înfășor pe acea eșarfă. Și pentru că mi se părea destul de complicat să stau la baie, la chiuvetă, să mă dau cu apă, mă udam pe mine, udam pe jos, era o chestie care mă deranja efectiv, am ales să-mi cumpăr genul acesta de spray cu apă, cu ajutorul căruia îmi umezesc imediat părul, foarte puțin după cum am spus, și am rezolvat treaba și nu mai fac apă pe nicăieri și nu mă mai enervez și sunt foarte fericită datorită lui. Așadar, acesta este motivul pentru care mi-am luat acest spray cu apă. Probabil că îl voi recumpăra pentru că mi se pare că da, am avut o idee grozavă. Celălalt spray este tot de la Balea, doar că acesta este un spray cu ulei pentru păr. Acesta a fost gândit spre a fi folosit pe păr și în felul acesta îl folosesc și eu. Nu am avut timp să-l folosesc până acum, decât acum, înainte de a începe să filmez, ca să-mi dau seama un pic de cum acționează și ce face, ca să știu să vă spun totuși două vorbe despre el. Mi se pare o variantă foarte bună pentru persoanele care au părul fin, subțire și în cazul cărora un ulei de păr, spre exemplu, ar fi prea mult și ar încărca, pentru că este foarte fin, efectiv îl simți ca un spray cu apă, apropo de spray-ul cu apă, nici de cum ca și când ar avea ulei în el. Așadar, mi s-a părut interesant pentru o primă utilizare, are un miros, un parfum cam puternic pentru gusturile mele, dar nu este foarte deranjant, adică mi s-a părut că dispare destul de repede. Un alt produs de păr pe care l-am luat este această mască de la Balea cu
cu keratină și cu ulei de, din petale de trandafir. Este o mască pe care am descoperit-o abia acum, deși o vedeam destul de des în online și era foarte lăudată. Nu știu de ce nu o cumpăram niciodată, în sfârșit mi-a făcut curaj și mă bucur foarte tare pentru că îmi place foarte mult, mi se pare o mască foarte, foarte bună, care hidratează foarte bine, oferă strălucire. Ea este descrisă ca fiind o cură intensivă pentru repararea părului. Așa mi se pare și mie, mi se pare că chiar acționează și că observ ceva rezultate. Am apucat deja, am folosit-o de 3 ori până acum și mi-a plăcut foarte mult. O voi recumpăra cu siguranță. Un produs nou care mi-a atras atenția datorită ambalajului, aș putea spune, este acest ser cu efect de peeling de la Bye Bye Blemish. Asta să vă arăt ambalajul ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Am apucat să-l folosesc de 2 ori, prin urmare n-aș putea să vă spun dacă face minuni, însă este un amestec de acizi. Mi s-a părut că ar putea face o treabă bunicică, așa cât am reușit să-mi dau seama din cele 2 dăți în care l-am utilizat. Practic, pielea rămâne mai luminoasă, mai curată. Însă, așa cum scrie și pe el, rezultatele sunt în timp. Bine, această precizare există pe ambalaj pentru că ei au și o altă soluție pe care o descriu ca fiind cu efect peste noapte, adică seara zăi și dimineața te-ar scăpa de coșuri. Aceasta nu are efect doar asupra coșurilor, ci în general asupra tenului, în ceea ce înseamnă curățarea acestuia. În ceea ce mă privește, aș putea spune că mi-a lăsat o impresie bună. Voi continua să-l folosesc pentru a vedea ce mai obțin de la el. Și pentru că tot vă spuneam că am o perioadă aglomerată, chiar am seri în care ajung acasă și simt că picioarele mele sunt destul de tensionate, să zicem. Și atunci simt nevoia unei relaxări și am zis în acest scop să-mi iau și o sare de baie. Eu care nu sunt adepta acestor produse, pentru că eu nu am timp, doamne ce ulei, ce miros de ulei vine din el, ulei esențial. Eu nu am timp și nici răbdare să stau în băi de alea prelungite, nu prea obișnuiesc să fac asta, la mine dușurile rapide sunt sfinte, dar am zis să încerc măcar în această perioadă să mă ajute un astfel de produs pentru a mai relaxa puțin picioarele, după cum vă spuneam. Nu am avut timp să stau să analizez prea mult, să citesc și nu am observat că produsul are uleiuri esențiale multe, ceea ce îl face destul de mirositor, lucru care n-aș putea spune că mă încântă foarte tare, pentru că știți că am o problemă cu parfumurile și mirosurile în general, nu contează cât de frumoase sunt, nu le-am folosit. Este adevărat că nici n-am avut timp, dar după ce am simțit mirosul acesta atât de puternic, nu știu sincer dacă voi mai îndrăzni să-l folosesc, pentru că nu știu dacă aș rezista într-o baie în care să am un miros atât de puternic. După cum v-am zis, în principiu eu mersesem la cumpărături pentru lucruri necesare la casa omului, așa că mi-am luat și un detergent. Este vorba despre acesta de la Dank Meat. Eu am mai avut produse de la ei, dar lichide, cu care m-am împăcat foarte bine și m-a plăcut foarte mult, însă am zis să încerc și varianta aceasta pudră, să văd cum mă împac cu ea. Momentan nu l-am deschis pentru că nu sunt chiar pe zero cu stocul de detergent, însă mi-a atras atenția și mi-a plăcut foarte mult și faptul că este așa micuț și drăgălaș. Tot pentru a-mi spăla rufele mi-am luat și acest balsam de la Silan. Știți că data trecută mi-am luat unul de la Dank Meat, mi-a plăcut mult. Și când zic că mi-a plăcut mult, mă refer la mirosul pe care l-avea, pentru că la mine asta înseamnă dacă îmi place sau nu, să miroase frumos. La acesta de la Silan s-ar putea ca multora să le placă, pentru că are un miros foarte intens care persistă. În ceea ce mă privește, nu sunt foarte încântată de acest lucru, pentru că știți, am acest pitic cu mirosurile, nu îmi place să simt așa un miros foarte intens pe o perioadă foarte lungă, pentru că mă ia durerea de cap. Motiv pentru care nu l-aș mai recumpăra. Și probabil că mulți l-ar recumpăra fix din motivul pentru care eu nu-l voi mai recumpăra. Da, deci este un miros, are un miros foarte puternic, intens, miroase bine, miroase scump, aș putea spune.
dar este prea mult pentru mine. Mi-am luat și un nou dezinfectant de haine, este vorba despre acesta de la Sanitol. L-am tot cumpărat și recumpărat și cumva parcă nu vine să renunț la el, chiar dacă găsesc multe opțiuni în DM în ceea ce privește genul acesta de produs, m-am obișnuit cu el și momentan, sper că nu curge, momentan nu-mi vine, parcă nu am încredere în altul. Poate voi face la un dat efortul de a-mi lăsa și pe mâna altuia. Și mi-am mai luat, acestea au fost așa la întâmplare, pentru că le-am găsit la ofertă, două hârtii de ambalat cadouri. Mi s-a părut foarte simpatic timpul meu pe care îl aveau, de fapt pe care îl au, că încă există. Sunt de la Profissimo, brand tot DM, și mi s-a părut așa foarte elegant, să zicem. Îmi place să am mereu astfel de hârtie în casă, pentru că mai trimit colete, inclusiv cel pe care urmează să îl ofer uneia dintre voi. Și cred că am ajuns la el, pentru că produsele mele s-au terminat și au mai rămas doar ale voastre. În primul rând, am hotărât să includ o mască de păr, ca cea pe care am încercat-o și eu, pentru că mi-a plăcut foarte mult și pentru că am descoperit-o și pe mine una m-a impresionat, am făcut efortul de a intra într-o zi din nou în DM pentru a cumpăra și pentru a include în premiu și această mască. Chiar sper ca cea care va avea ocazia să o câștige să se bucure de ea și să îi se potrivească, pentru că este foarte important acest lucru. Adică nu mă aștept neapărat, dacă mie îmi place un produs, să vă placă și vouă. Și este absolut normal să se întâmple asta, v-am mai zis. Însă, așa cum am mărturisit și în alte rânduri, încerc să includ în cadrul acestor mici premii pe care vi le ofer eu cu produse din DM, produse care mie îmi plac și cu care eu mă înțeleg bine, pentru ca voi la rândul vostru să aveți ocazia să le descoperiți. Dar asta nu înseamnă că este obligatoriu să vă placă și vouă la fel de mult. Însă cred eu că această loțiune vă va plăcea, pentru că miroase foarte bine în primul rând și pentru că este așa, de vară. Așa că sper ca cea care va avea ocazia să o câștige să se bucure de ea. Și apropo de faptul că în clipul anterior, când v-am precizat regulile de participare, am zis eu că puteți să comentați cu orice doriți, aș avea totuși o mică precizare de făcut. Pentru că premiile nu sunt foarte consistente, eu nu-mi doresc să impun niciun fel de regulă, ați observat asta, în afară faptului că trebuie să lăsați un comentariu ca să puteți intra în extragere, dar mai departe de asta nu vreau să vă impun nicio regulă, pentru că întotdeauna când stabilez regulile unui concurs încerc să mă pun în pielea voastră, cele care ați putea participa, și să îmi dau seama dacă mie mi-ar conveni și dacă eu aș participa la un concurs, adică dacă premiul inclus în cadrul acelui concurs merită efortul și regulile pe care eu le stabilesc. Și atunci, pentru că genul acesta de premiu nu este unul foarte consistent, nu îmi doresc să vă impun să faceți absolut nimic, dar atunci când am zis că puteți să comentați cu orice, m-a referit la faptul că nu trebuie să-mi răspundeți la nu știu ce întrebare, nu trebuie să faceți trei tumbe, să vă dați peste masă, dar nu îmi doresc nici să-mi trimiteți inimioare și atât, pentru că îmi doresc să primesc de la voi feedback în ceea ce înseamnă acest clip, în ceea ce înseamnă produse pe care și voi le-ați încercat, experiența voastră cu ele, pentru că asta mă ajută în primul rând pe mine să-mi dau seama ce produse v-ar interesa și ce aș putea include eu în viitor în aceste mici premii. Și zic asta pentru că data trecută am sesizat un interes foarte mare în privința a trei produse, și anume autobronzantul de la Dove, exfoliantul acela de la Balea și gelul de duș de la Nivea. Din păcate, în momentul în care eu am mers în magazin, nu am găsit nici gelul de duș de la Nivea, nici exfoliantul de la Balea, posibil ca exfoliantul să nici nu se mai găsească pentru că era ediție limitată și poate deja s-o fi epuizat. Dar asta voiam să zic, că eu urmăresc comentariile voastre, le citesc pe toate și îmi dau seama ce vă atrage atenția și ce vă stârnește interesul și încerc să le includ. Prin urmare, am inclus în premiu și această loțiune de la Dove, pe care îmi doresc să o încercați și voi, pentru că mi se pare un produs foarte bun, la un preț foarte bun, și nu am găsit exfoliant, v-am zis. În schimb, am inclus o loțiune de corp de la Balea, este un lapte de corp pentru pielea sensibilă și uscată. Și de ce am inclus și aceasta alături de autobronzant? Pentru că este foarte important ca autobronzantul să fie aplicat pe o
piele bine exfoliată și bine hidratată. În principiu, dacă respectați aceste două reguli, adică exfoliere și hidratare, înainte de aplicarea loțiunii autobronzante, șansele ca autobronzantul să nu se așeze bine pe piele, să nu obțineți un bronz uniform, sunt foarte mici. Pentru că acesta este secretul. Și atunci îmi propusesem inițial să vă fac un fel de kit de autobronzare, dar pentru că n-am mai găsit exfoliantul, am încredere în voi că aveți în casă măcar zeaz de cafea, care face o treabă excelentă pe partea de exfoliere a corpului, atenție, n-aș pune pe față zeaz de cafea, dar pe corp funcționează excelent. Și ulterior hidratați bine pielea cu loțiunea, iar abia după aceea veniți cu produsul autobronzant și eu cred că veți avea rezultate bune. Foarte multe dintre voi mi-ați scris după ce v-am arătat eu loțiunea autobronzantă în clipul anterior și aproape toate mi-ați scris ulterior că respectând acești doi pași, despre care poate unele dintre voi nu știau, ați obținut rezultate bune. Iar pe lângă aceste produse am hotărât să mai includ și acest balsam de buze cu piersică pentru că din nou a fost genul acela de produs pe care mi l-a și luat mie, dar deja am multe balsamuri de buze deschise și am hotărât să-l includ în premiu pentru că era cu aromă de piersică și mi s-a părut foarte interesant. Și pentru că din nou am primit o mască la cumpărăturile pe care le-am făcut, o voi include și pe aceasta în premiu pentru că eu am deja aceste măști, le-am primit anterior de la cei de la DM și voi include în premiu și un astfel de produs pentru a vă folosi de el, pentru că, după cum vedeți, avem nevoie. Și am ajuns la finalul clipului, acestea sunt produsele de care m-am bucurat în această lună. Ați descoperit și produsele de care una dintre voi va avea ocazia să se bucure. Sper să vă facă plăcere să participați la concurs. Știți, comentați orice, dar totuși aș prefera ceva mai mult decât emoticoane și inimioare. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost aproape și astăzi. Ne revedem curând. Pa, pa!